Parlamentarii sunt de părere că timpul nu mai este de partea noastră, iar 24 de ore par să fie insuficiente pentru a găsi un echilibru între viața personală și cea profesională. Mai mult, adulții muncesc peste program, iar de multe ori lipsa lor este resimțită acut de către copii. Astfel că parlamentarii militează pentru oferirea celor mici timp de calitate alături de părinți. Ei argumentează necesitatea ca 1 iunie să fie zi liberă prin aceea că trăim într-o societate dominată de valori materiale, iar de ziua copilului, în majoritatea grădinițelor și școlilor primare din România, se organizează evenimente pentru a-i celebra pe cei mici, iar copiii evoluează în cadrul acestor spectacole. Lipsa părinților din cadrul acestor evenimente are implicații psihologice negative în dezvoltarea copiilor. În afara dorinței de a-i face mândri și de a primi apreciere, cererea părinților, copiii au nevoie de susținere în cadrul evenimentelor unde performează, evenimente care au o încărcătură emoțională ridicată și reprezintă o sursă de stres pentru ei, explică semnatarii, arătând că nu toți angajatorii au disponibilitatea de a acorda o zi de concediu părinților de 1 iunie.